Astăzi, 9 mai, se sărbătorește Ziua Europei în toată Europa, așa cum îi se și spune Ziua Europei. Am ieșit pe stradă pentru a întreba pe medeșeni dacă știu ce se sărbătorește astăzi 9 mai. Unii știu, alții nu, dar o să-i vedeți și dumneavoastră în următoarele momente. Dar înainte de asta, stăm de vorbă cu Viorel Ștef pentru a ne da mai multe detalii despre ce semnificație are această zi de 9 mai. Deci, într-adevăr, este vorba despre o zi cu totul și cu totul deosebită, mai ales pentru noi românii, are o triplă semnificație. Dacă ar fi să o luăm cronologic, în primul rând este vorba despre proclamarea independenței de stat a României, în data de 9 mai 1877, când această zi deosebită, practic, marchează independența României față de Imperiul Otoman, independență care va fi consfințită pe câmpurile de luptă în perioada anilor 1877-1878. Ulterior, sau al doilea eveniment, face referire la Ziua Victoriei, care este marcată de ziua de 9 mai 1945, când la Berlin este semnată capitularea necondiționată a Germaniei naziste, moment care marchează practic încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa. Și al treilea eveniment, vorbind despre Ziua Europei, face referire la o decizie a Consiliului European, luată în anul 1985, făcându-se practic sau marcându-se de fapt o declarație extraordinar de importantă a ministrului francez de externe, Robert Schuman, dată la 9 mai 1950, care, prin anumite tratate și pași ulterior, vor sta la baza fondării a ceea ce noi astăzi cunoaștem ca și Uniunea Europeană. Știți ce se sărbătorește astăzi? 9 mai. 9 mai, Ziua Victoriei. Și a Europei, nu? Eu știu că e a Victoriei pentru că și București are 9 mai. Da. Noi intrat trupele victorioase în capitală. La nimeni nu ne-am gândit la sărbătorirea astăzi, numai de sărbătorire nu ne-am 9 gândit. 9 mai. Știm, marea, cum se zice? Victorie? Da. În 9 mai s-au sărbătorit cheierea războiului, al doilea război mondial. Dar astăzi sărbătorim și Ziua Europei. Asta e ceva mai nou, nu ne-am acomodat încă cu ea. În toată țara se sărbătorește Ziua Europei, sunt evenimente dedicate acestei zile. Da, nu am fost în temă, nu prea grem Europa asta de acum. Nu prea grem Europa, eu cel puțin, nu știu, ceilalți și alte persoane, nu prea grez. Noi suferim din cauza și incapacității noastre să ne zim și felului în care ne-am integrat în Europa, cum ne-au dus de nas unii și alții ca să ne-am ajuns într-o, cum să zicem, aproape la coada Europei. Ziua Europei. Ce câștigăm noi aici la Ziua Europei? Prețurile se măresc, salariile nu cresc. Ziua Victoriei. Și? Am mâncat încălțăminte din zi. Și a Europei. Bineînțeles, Ziua Europei, da, dar e mai recentă. E mai recentă. Exact. Ați vrut să sărbătoriți în vreun fel la media și trebuia marcat? Da, da, da. Asta era bine dacă era Ziua Republicii România. Nu. Ziua Europei? Da. Sau a Victoriei? Asta nu știu, nu. Nu. Nu știți? Ziua Europei? Nu ați auzit? Nu.